Un bărbat în vârstă de 37 de ani a sunat la serviciul de urgență 112 pentru a reclama o agresiune. Mai exact, persoana în cauză a cerut ajutorul polițiștilor după ce a fost bătut de soacră. Un bărbat în vârstă de 37 de ani din municipiul Suceava a sunat la serviciul de urgență 112 pentru a reclama o agresiune. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată și l-au găsit pe cel care a reclamat agresiunea în fața blocului. Bărbatul, care era băut zdravăn, a povestit că se afla în apartament cu soția, iar la un moment dat a sosit soacra în vârstă de 66 de ani. O serie de neînțelegeri mai vechi au fost repuse pe tapet, iar discuțiile contradictorii au degenerat, iar soacra i-a altoit mai multe palme pe spate. Atât soacra cât și soția reclamantului au recunoscut incidentul, dar au pus totul pe seama consumului exagerat de alcool al bărbatului. Polițiștii au evaluat situația și au ajuns la concluzia că nu există niciun risc privind viața și integritatea bărbatului, care de altfel a refuzat să depună plângere sau să meargă la spital.